Salutare tuturor, spectatori uimitoare ai canalului nostru! Bun venit pe canalul nostru! Pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările înainte de a accesa videoclipul nostru. Dragi urmăritori, Slatercolo a zguduit rețelele de socializare prin distribuirea ei. Pe cine este supărată Sila Turkoglu? Atacurile asupra Silei Turkoglu continuă de către cei care nu pot face față frumuseții Silei. Ne-au înfuriat fata cu ochi frumoși. Cine a supărat-o pe Slatercolo? Vă recomandăm să urmăriți videoclipurile noastre până la final pentru a afla mai multe despre actrița din serialul Emanet. Slatercolo. Slatercolo a ajuns pe ordinea de zi cu fotografia ei pe care a distribuit-o astăzi pe contul ei de socializare. Apoi niște oameni care au pus multă presiune pe Slatercolo. Au înfuriat-o pe Sila. Răbdarea lui Sula era epuizată. Și lucrurile s-au întâmplat. Slatercolo a împărtășit un astfel de cuvânt, încât oricine a înțeles, a înțeles. În schimbul lui Slatercolo, un proverb nativ american spune, înainte să-mi judeci viața, încălță-mă și mergi. Pe cărările, străzile și câmpiile pe care le-am trecut. Ține-te de pietrele de care mă poticnesc, ridică-te iar și mergi din nou pe același drum, abia atunci vei ști cine mă judecă. Sila Turkoglu a împărtășit un astfel de articol celor care s-au judecat că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Sila a susținut cu comentarii. Lasă-o pe frumoasa fată cu ochi de smarald în pace. Slatercolo, care are o carieră frumoasă la vârsta ei fragedă, merită ce este mai bun și mai frumos dintre toate. Vă rog, lăsați-l în pace pe Sila Turkoglu. Lăsați fiecare să se uite la propria viață și să-și continue viața fericită și frumoasă. Ei au arătat că sunt alături de Sila făcând multe comentarii de genul, dragi prieteni, ce părere ați avut despre această împărțire? A Silei? Te-ai calificat pentru teren. A fost foarte tăcut despre ceea ce i-au făcut în ultima vreme. Crezi că am dat un răspuns bun? La cele mai recente știri fiți la curent pentru acces instantaneu. Abonați-vă la canalul nostru, dați like videoclipului, distribuiți videoclipul, păstrați notificările pentru a fi primul care află despre videoclipuri noi, rămâneți sănătoși, la revedere!